Este pentru că așa ai vrut Tu, Doamne. Doamne, dacă avem sănătate și putere, este pentru că așa ai vrut Tu, Doamne. Îți mulțumim pentru harul Tău, îți mulțumim pentru dragostea Ta, binecuvântat și glorificat să-ți fie numele. Tatăl, lauda noastră este pentru Tine, Împăratul Păcii, și venim înaintea Ta așa cum suntem și Te rugăm, Doamne, să rămâi la noi. Doamne, Te rugăm să-Ți faci simțită prezența în mijlocul nostru în dimineața acestei zile. O, Doamne, noi nu avem cu ce să venim înaintea Ta. Dar, Doamne, noi știm că bunătatea Ta s-a renoit din nou în această zi și Te rugăm, lasă Duhul Tău cel Sfânt la lucru. O, Doamne, dacă suntem aici, suntem pentru că avem nevoie de mila Ta, avem nevoie de dragostea Ta. Doamne, manifestă-ți dragostea Ta în mijlocul nostru și cercetează fiecare suflet în dimineața aceasta.
Tată bun din ceruri, eu știu că am venit fiecare dintre noi cu sinceritate în dimineața aceasta aici și te rugăm, Doamne, să lucrezi în mod deosebit. Amin. Doamne, vorbește-ne fiecare la nevoile noastre. Amin. Te rugăm, Doamne, fii prezent în mijlocul nostru. Binecuvintează lucrarea din locul acesta. Binecuvintează cântarea de laudă, Doamne, și fă să pătrundă în inimile noastre. Doamne Dumnezeule, binecuvintează cuvântul Tău. Amin. Și, Doamne, ajută-ne să-L punem în aplicare în fiecare zi. Mai ales când ieșim de aici, Doamne, să dăm dovadă că suntem ai Tăi. Îți mulțumim, Doamne, pentru colmul Ta. Îți mulțumim pentru sângele vărsat. Îți mulțumim că ne-ai scris numele în cartea vieții. Lăudat și binecuvântat să fie numele Tău. Se cuvine să te lăudăm în fiecare moment și fiecare clipă. Și îți mulțumim, Doamne, că iei aminte la rugăciunile noastre și știm, Doamne, că vei face mai mult decât știm noi să-ți cerem. Binecuvântat să fie numele Tău în veci de veci. Amin. Amin. Thank you.
Să trăiască Ismael înaintea ta,
O, te rog, fă să trăiască Tudor Alexandru înaintea ta. Amin. Te rog, Doamne, să-i dai o creștere și o dezvoltare armonioasă. Binecuvântă toate mărturarele lui. Amin. Când va fi mare, binecuvântă intelectul lui. Amin. Și în mod deosebit când pricepe, binecuvântă, Doamne, interiorul lui. Și fă ca inima și Duhului să te caute pe tine. Amin. Doamne Dumnezeu, ne păzește-mi de orice nenorocire. Păzește-mi de foc și de apă. Păzește-mi de durere și de oameni răi. Păzește-mi în lumea aceasta virusată de orice virus. Și fă-mi, Doamne, să fie totdeauna sub protecția Ta. Aripa Ta ocrotitoare să fie peste el. Și nimeni și nimic să nu-i poată pricinui vreun rău. Amin. Fii Tu, Doamne, sănătatea Lui. Amin. Fii Tu haina Lui. Amin. Fii Tu casa Lui. Amin. Fii Tu îmbrăcămintea Lui. Amin. Fii Tu pâinea Lui. Amin. Fii Tu totul pentru El. Și lasă-mi El să fie pentru Tine dedicat trup și suflet. Fă-mă bucurie pentru părinți. Amin. Fă-mă bucurie pentru biserica. Amin. Și fă să fie o bucurie pentru cer. Amin. E darul Tău. Și prin el privim la Tine, Dăruitorule. Te rugăm, păzește-l și ocrotește-l. Înconjoară-mi Tu cu ocrotirea Ta divină, pe dinainte și pe dinapoi. Și totdeauna mâna Ta să fie peste el. Mă rog pentru mama lui să o binecuvintezi. Este primul factor educativ în familie. Umplu de chipul Tău dumnezeiesc. Dă-i multă răbdare. Dă-i multă dragoste, dă-i multă cuvântețe, dă-i chipul Tău în viața ei și copilașul privind la ea să vadă drumul spre împărăția Ta. Dă-i sănătate, Doamne, și ajută-o cu bucurie să-și duce copilul. Și dacă-i vedea și alăți copii, în toate cu bucurie să vadă de-i darurile Tale. Nu împreună cu copilul și cu soțul ei, să nu ducă lipsă pe niciun bine. Mă rog, Doamne, și pentru fratele Horia, dă-i sănătate. E tată în casă, e capul familiei și fă, Doamne, să fie cu adevărat reprezentantul autorității divine în familia lui. Ajută-mi, Doamne, Dumnezeu, că se poată imprima o dinamică spirituală în casa lui. Amin. Și prin ceea ce face el, copilul crescând într-o asemenea atmosferă, să înțeleagă că ei ta partidul primul în ție, apoi lumii de aici. Mă rog, Doamne, să-i întărești cu tot ceea ce vezi că e necesar, să-i binecuvintezi tot ceea ce trebuie în viața aceasta ca să poată supraviețui. Și te rog să fie mâna Ta cea bună peste ei, să fie mâna Ta cea bună peste bunici, să fie mâna Ta cea bună peste rudenii, să fie mâna Ta cea bună și peste familia Iovescu și peste toți acolo. Și harul, pacea și binecuvântarea Ta să fie cu noi toți și în mod deosebit cu cei doi copilași. Amin. 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 Părinte bun, venim să-ți mulțumim și pentru familia Iovescu, să-ți mulțumim pentru modul minunat în care i-ai binecuvântat, le-ai dăruit al doilea copilaș, Doamne, pe care te rugăm din toată inima, în momentele acestea, binecuvintează-l Tu. Amin. Te rugăm, scrie numele lui Edan în cartea vieții. Amin. Doamne, este un copilaș mic, dar te rugăm, crește-l mare. Amin. Este cu minte, te rugăm, ține-l cu minte toată viața. Amin. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi viața lui de astăzi înainte. Amin. Ajută-l să crească într-un mediu plăcut, într-un anturaj sfânt, Doamne. De aceea te rog, binecuvintează viitorul lui. Dă-i sănătate, Doamne. Amin. Crește-l în statură, în înțelepciune, Doamne. Mâna Ta cea bună să fie și să rămână peste el întotdeauna, Doamne. Mă rog să binecuvintezi casa unde locuiește. Amin. Îngerii Tăi să tăbărască în jurul lor. Păzește-l de oameni răi. Păzește-l de foc și apă, Doamne. Păzește-l de duhuri rele, Doamne. Amin. Și Duhul Tău cel Sfânt să rămână peste el. Amin. Mă rog să binecuvintezi pe sora Daniela ca mamă. Doamne, dă-i sănătate, Doamne. Dă-i înțelepciune, dă-i răbdare, Doamne.
să-și crească copilașii, Doamne, cu multă teamă de Tine, Doamne, imprimând în inima și în mintea lor dragoste și respect pentru Tine. Mă rog să-L binecuvintezi pe fratele Liviu ca tată. Doamne, dă-i sănătate, dă-i putere de muncă, Doamne, binecuvintează venitul muncilor, copilașilor, Doamne, să nu ducă lipsă de nimic din ceea ce le este necesar. Îți mulțumesc, Doamne, că asculți rugăciunea. Îți mulțumesc frumos că l-ai binecuvântat pe Edan. Îți mulțumesc că îi vei purta de grijă. Mulțumesc și pentru Tudor Alexandru. Mulțumesc pentru binecuvântările care le-ai dăruit astăzi lor, Doamne. Și ajută-i ca aceste binecuvântări să rămână peste ei pentru toată viața lor. Iar cele două familii, Doamne, familia Iovescu și familia Timiș, să fie familii binecuvântate în cadrul Bisericii Betania, unde împreună cu toții dorim să slujim înaintea Ta. Îți mulțumim că ne asculți rugăciunea, îți mulțumim că i-ai binecuvântat, îi încredințăm pe brațul Tău puternic și Te rugăm, rămâi cu ei și cu noi toți, până ziua când ne vom întâlni cu Tine în slavă. Amin. Amin.